Versetul 2 din cuvântul citit, epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 2, cuvântul spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Subiectul din seara aceasta nu e o predică obișnuită, de aceea nici nu am pregătit PowerPoint, că nu e o predică obișnuită, ci e caută să fie răspuns la una, două întrebări mai grele. Am și intitulat mesajul, totuși am dat un titlu, Întrebări grele fără răspunsuri ușoare. Întrebări grele fără răspunsuri ușoare. Sunt câteva pasaje în Biblie pe care le știm pe de rost, dar sunt foarte greu de aplicat. Când îți vine rândul să aplici cuvântul ăla, e aproape imposibil. Nu e imposibil, dar e foarte greu. Și aș da poate două exemple pe lângă cel de care ne ocupăm în seara aceasta. Unul ar fi să-ți iubești vrăjmașul. Să-ți iubești vrăjmașul. Știm toți porunca Domnului să iubim pe vrăjmaș? Știm, așa e teoretic, știm. Dar când ajungi să împlinești, e așa de ușor cât e de ușor să înveți versetul pe de rost? E greu de aplicat cuvântul ăsta. E o învățătură revoluționară. Până la Hristos n-a prins rădăcină o astfel de învățătură. E o învățătură nouă. Să iubești pe vrăjmaș. Altă învățătură care e greu de aplicat. Să faci bine la cine îți face rău. Să întorci răul cu binele. Adică, I don't know cum să intru în pielea celor mai tineri. Cine vă face rău și ce fel de rău vă face? Ai o prietenă care te vorbește de rău pe la spate. Vi s-a întâmplat fetelor vreodată, voi cu gossip, how are you doing? Cum sunteți? Să mai bârfește așa și printre voi, pe la școală. Oh, did you hear? Vă mai vorbește cineva de rău? Ați auzit că va vorbi cineva de rău? I think so. Nu o să fi voi așa de spiritual. Și auzi că te vorbește cineva de rău. Și când auzi lucrul ăsta, tu să începi să vorbești de bine persoana aia. Oh, she's such a nice person. She's extraordinary. I love her to death. Emphasizing the death part. E ușor de spus și greu de aplicat. Să faci bine când unul îți face rău. Când ai făcut ultima dată? Poți să-ți aduci aminte? Încearcă să-ți aduci aminte acum. Când ai făcut bine ultima dată la persoana care ți-a făcut rău? Încearcă să-ți aduci aminte. Să vezi că poți să numeri pe degete, maybe. Poți să numeri pe degetele de la o mână de câte ori ai făcut lucrul ăsta. De obicei, atitudinea noastră este: ăsta mi-a făcut rău, nu mai vreau să am de-a face cu el. Fug de el, dacă îl văd într-o parte, eu mă duc în cealaltă parte. Nu mai vreau să am de-a face cu el. Ăsta e un om rău. Dar nu să-l caut să-i fac un bine. Adică el îmi trage două palme și eu îl invit la lunch. Hai să-ți dau un lunch, să stăm de vorbă. Așa e că e greu de aplicat. Și acum ajungem la subiectul din seara aceasta. Și răspuns la prima întrebare: cum poți să-L auzi pe Dumnezeu în necaz, în încercare? Câți dintre noi știm că trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu și în necaz, și în încercare? Câți dintre noi știm? Așa e că toți știm. Toți știm lucrul ăsta. Deci nu-i ceva nou. S-a predicat și se predică, citim versetele, citim pasajele. Și ce mi se pare curios, că Iacov cu asta și începe, auzi, după salut. Salută frații în versetul 1
Și după salut imediat vine cu bomba asta. Dați-mi voi să folosesc expresia. Asta ca o bombă. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin mari biruinți, nu? Când sunteți lăudați, când sunteți aplaudați, când vă merge bine, așa ne-am aștepta. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cum adică să-L auzi pe Domnul când ești încercat? Cum să-L auzi pe Domnul? Cum să vii la adunare și să cânți când inima îți plânge? Psalmistul, în Psalmul 34, versetul 1, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți, aia necăjiți, apăsați, încercați. Și ce să facă ei? Ce să facă? Să se bucure. Să se bucure. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. 1 Tesaloniceni 5 cu 16 la 18. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Deci mulțumirile noastre, laudele noastre îl proslăvesc pe Dumnezeu. Auzi când treci prin felurite încercări. Cineva va spune, sau unii din România, sau din India, sau din alte părți, ar spune, predica asta e pentru cei din Africa, pentru cei din România, pentru cei care au necazuri. În America, toată lumea vrea să ajungă în America, numai nu le pune viză. În America e bine, în America e bogăție, în America e belșug, în America e fericire, toată lumea vrea să ajungă la fericire. Ce necazuri în America? Cine suferă în America? Ei, dar când ajung românii noștri să viziteze America și să vadă că diavolul, în primul rând, nu-i pensionar aici, nu a ieșit la pensie, nici nu-i plecat în concediu niciodată. Diavolul e și aici. Poftele trupului sunt și aici și necazurile sunt și aici. Și aici, spitalele sunt pline. Stai de vorbă cu persoana care a aflat că e bolnavă de cancer. Vi se pare că e o zi a necazului când află omul că e bolnav de cancer, o boală terminală? E ziua necazului. Stai de vorbă cu părintele care aude că copilul lui nu merge la școală și că de fapt a fost păcălit de diavolul, a intrat într-o trupă din asta și el merge până la școală și de acolo fuge la parc și acolo cu țigări, cu marijuana, cu droguri, cu băutură, pierde vremea toată ziua cu prietenii, până într-o zi când ajunge în închisoare. Stai de vorbă cu părinții ăștia și întreabă-i cât de bine e în America. Stai de vorbă cu tânăra care și-a pus ochii pe un băiat și-a sperat că se va mărita cu el. Și primește un telefon, nu telefon, că telefonul e prea greu, un text. That's easy. No, thank God for texting. You don't feel anything when you text. Sorry, honey, I'm dumping you. I don't know dacă ești chiar așa abraziv și folosesc termenii ăștia. Dar it can sound very nice, very easy. S-ar putea să sune foarte frumos. But that's the message. He is dumping you. He gives up on you. Și fata se închide în cameră și plânge și în ziua următoare nu vrea să meargă la școală și așa de năcăjită că are și gânduri de sinucidere. Nu mai găsește nimic frumos în lumea asta. Poate să aibă necazuri un copil. Întreabă-l pe un copil care a vrut să meargă foarte mult la școală și n-are bani să meargă la școală. Sau a căzut la examen. Sau nu mai sunt locuri. Întreabă-l pe cel care
n-a absolvit școala la care a participat, dintr-un motiv sau altul. Sunt necazuri, vedeți, de la cel mai mic până la cel mai mare, dacă stai și te gândești, sunt multe necazuri în lumea asta, și în America, și nu suntem scutiți. Stai de vorbă cu cei care au pierdut, cei care au avut valori mari. Unii și-au pierdut mințile, alții au făcut heart attack, au murit și alții s-au lăsat de credință, alții au lăudat pe Domnul și viața merge înainte. Stai de vorbă cu copiii care au rămas orfani, că mama lor a plecat la Domnul. Stai de vorbă cu femeia care a rămas văduvă când aștepta să fie viața frumoasă. Și întreabă-o cât e de ușor și dacă e frumos în America. Stai de vorbă cu părintele care află vestea că copilul lui a avut un accident și nu știe ce se va întâmpla cu el. Observați că lumea asta e plină de necazuri și fiecare dintre noi trecem prin necazuri la diferite nivele. Ce facem în ziua necazului? Ce faci în ziua necazului? Ce faci când ești în cuptor? Cuvântul ne cheamă, ne cere să lăudăm pe Domnul în orice vreme. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dar cum poți să faci lucrul ăsta? Cum poți să faci lucrul ăsta? Și ca și slujitori ai lui Dumnezeu, slujba ne-a obligat să fim lângă oameni care suferă în diferite feluri. Și am văzut ce înseamnă să suferi. Și când omul suferă și plânge, nu poți să-i spui. Nu poți, e prea greu atunci, în momentul ăla. Laudă pe Domnul, frate, cum adică să laud pe Domnul? Așa e că e greu. Nu-i simplu. Și totuși Dumnezeu așteaptă de la noi o jertfă de mulțumire care îl proslăvește pe Dumnezeu. În ziua necazului, în ziua necazului. Acum îmi vine în minte că am așa o sensibilitate specială pentru trochiști. Și îmi vine în minte gândul ăsta. Când ai plecat cu trocul plin, primul drum, zăpadă, gheață, ai intrat în șanț cu el. S-a dat peste cap, s-a distrus și trocul și marfa. Ce zici, frate? Laudă pe Domnul. Mulțumește Domnului pentru toate lucrurile. Dar poate ai două trocuri, pe unul conduci tu și tu ai grijă și ai găsit un șofer care crezi că e bun și om de treabă și i-ai dat celălalt troc lui și în primul drum ți-l-o băgat într-un stâlp. Și insurance-ul și toate celelalte. Doamne, dar de ce? Doamne, dar de ce? Observați că necazurile nu vin cu mulțumiri și cu laude, necazurile vin cu frământări, necazurile vin cu lupte, necazurile vin cu întrebări. Doamne, cum să te laud acum? Cum să-ți mulțumesc acum? Vedeți ce greu e din punct de vedere practic când ajungi acolo să te pui pe genunchi și să spui: Doamne, n-am ce să comentez, n-am ce să fac, că-s prea mic, că-s prea slab. Doamne, le primesc pe toate de la Tine. Aș vrea să-ți mulțumesc, dar nu simt că pot face lucrul ăsta, dar Doamne, întărește-mă, Doamne, ajută-mă. Frați și surori, am ajuns la concluzia că mulțumirea și proslăvirea lui Dumnezeu în ziua necazului e un act pur al credinței, e un act al credinței în care nu facem ce simțim sau în urma ceea ce vedem, că toate simțurile îți spun nu pot să laud pe Domnul. Ceea ce vezi nu-ți permite să lauzi pe Domnul și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și ceea ce vezi și ceea ce simți e împotriva laudelor și a mulțumirilor. Și atunci, ca să depășești ceea ce vezi și ceea ce simți, trebuie să intri în tărâmul, în domeniul credinței și să spui: Doamne, nu pe baza simțurilor, nu pe baza vederii, ci în baza credinței, cred în Tine și cred că Tu ești sus și vezi.
și în baza credinței pe care o am în Tine, Doamne, laud numele Tău așa ca și Iov. Așa ca și Iov. Credeți că a fost ușor pentru Iov să laude pe Dumnezeu? În zilele acelea, niciunul dintre noi n-am fost încercați ca și Iov. Niciunul dintre noi. Deși că necazul fiecăruia dintre noi ne pare mai mare ca și al lui Iov, dar niciunul dintre noi. Și averea, și familia, și sănătatea, și reputația, toate s-au dus și a ajuns să fie ca un gunoi la marginea orașului, pe o grămadă de gunoi, de priveliște. Prietenii n-au putut să-i spună nimic 7 zile, n-au putut să-și adune gândurile. Ce să spui în astfel de situații? Și Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Poți să spui lucrul acesta în ziua necazului? Când îți ia Domnul soția sau soțul, sau copilul, sau părintele, sau averea, sau sănătatea, poți să spui, că atât trebuie să spui, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și în felul acesta spune că Iosif n-a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat din nou har. Actul mulțumirii și proslăvirii la adresa lui Dumnezeu în ziua necazului și a încercării este o acțiune și un act al credinței. 2 Corinteni 5, 6 la 8. 2 Corinteni 5, 6 la 8. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Apostolul Pavel e această atitudine până la extremă. Vorbim despre plecarea în lumea aceasta, despre moartea fizică. Noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Nu ne bazăm pe ceea ce vedem, nici pe ceea ce simțim. Că și vederea și simțirea poate fi înșelătoare, ci credința. Ce credem? Credem că Domnul ne poate izbăvi. Credem că Domnul ne poate izbăvi. În orice încercare am ajuns, Domnul ne poate izbăvi și dacă nu se poate repara în necazul în care am intrat, Domnul va fi cu noi și ne va ajuta să trecem. Și credem că necazul este spre binele nostru veșnic. Necazul este spre binele nostru veșnic. 1 Petru 1 cu 7. Vorbind despre necaz, despre strâmtorare, spune așa: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. 1 Petru 1 cu 7. Există o răsplătire veșnică la care o să ajungem din nou. A doua întrebare la care ne oprim în seara aceasta. De ce ni se pare că tace Dumnezeu atunci când trecem prin necaz? Câți dintre noi am fost încercați și parcă în momentele cele mai grele am așteptat ceva să se întâmple, ceva mai deosebit, ceva supranatural și parcă Dumnezeu tace. Parcă Dumnezeu nu ne vede, parcă Dumnezeu nu se implică. De ce? De ce ni se pare că Dumnezeu tace? Frați și surori, Dumnezeu nu tace, Dumnezeu ne-a vorbit prin Scriptură, ne-a vorbit și ne vorbește, doar să avem ochi și urechi și inimă ca să urmărim ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Și aș dori să vedem ce înseamnă pentru Dumnezeu necazul
din viața noastră. În primul rând, necaz înseamnă încercarea credinței. Necaz înseamnă încercarea credinței. Dumnezeu a îngăduit necaz să-ți încerce credința. Îi ușor să fii credincios câtă vreme toate lucrurile îți merg bine. Asta vor și oamenii de afară. Mulți de afară vor să se pocăiască pentru ca să le meargă toate lucrurile bine. Wow, dacă mă pocăiesc, o să am succes în business? Da, domnule, o să te îmbogățești. Dacă te pocăiești, te îmbogățești. Și mulți sunt cumpărați așa cu zăhărelul și din dorința de a face bani se pocăiesc. E teologia prosperității. Sunt predicatori care predică oamenilor. Și oamenii așa de mult vor să se îmbogățească, însă în stare să se pocăiască. Numai să pună mâna pe bogăție. Și de aceea se pocăiesc. Se pocăiesc ca să le meargă bine. Se pocăiesc ca să ajungă milionari. Se pocăiesc ca să fie sănătoși. Fals. Fals. Pocăința este pentru iertarea păcatelor și pentru moștenirea vieții veșnice. Noi de aceea ne-am pocăit. Și Dumnezeu ni le oferă toate acestea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu pentru ca să ne dea milioanele acestei lumi, că astea trec cu întrebuințarea lor. Dacă ni le dă, astea sunt în plus, în ca un bonus, în cireașa, pe tort, înghețata, după mâncare, cum vreți să o numiți. Asta e ceva în plus. E un har de la Dumnezeu, dacă dă Dumnezeu. Și slăvit să fie Domnul pentru cei la care le dă. Dar noi nu de aceea ne-am pocăit, nu pentru ca să ne meargă bine. Necazul vine peste credincios și când e necaz omul, atunci e încercată credința. Mulți când ajung la necaz spun, gata, Dumnezeu m-a părăsit, mă las de pocăință, că dacă Dumnezeu nu mă ajută să meargă lucrurile bine, așa cum puțini au căzut din credință cu criza economică din 2008. Mulți, să nu zic mult, puțini, totuși, cred că puțini au fost. Când au pierdut tot, au zis, dar nu se merită să slujești lui Dumnezeu. Eu când m-am pocăit, am crezut că o să meargă toate lucrurile bine. Și acum iată că am pierdut tot, sau aproape tot. Păi de ce a lăsat Dumnezeu să mi se întâmple așa ceva? Și pierderile l-au dus pe om la necredință. Și omul uită că de fapt necazul, ori de ce natură ar fi el, necazul, îi testează credința. Așa spune Iacov. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Deci necazurile, încercările nu sunt altceva decât încercare a credinței. Apoi, doi, necaz mai poate să fie și pedeapsă parentală. Pedeapsă parentală. Adică pedeapsă de la papa, de la tata. Pedeapsă de la tatăl, tatăl ceresc. Poate să fie necazul pedeapsă. Unii am trecut pe acolo. Undeva am greșit, ceva n-am făcut bine și Dumnezeu ne-a pedepsit. Am stat de vorbă nu odată cu persoană care a zis, mă, nu știu de ce am fost gârcit, că m-a supărat cineva și n-am vrut să dau bani la biserică. Ăia trebuia să ajungă la biserică. Și mi s-a împietrit inima, dar n-a fost de la Dumnezeu împietrirea asta. Și când am mers înspre casă, m-a oprit poliția, m-a tras pe dreapta și mi-a dat o primă de $260. Și nu i-am dat la biserică, i-am dat la Uncle Sam. I-am dat la guvern, taxă obligatorie, forțată. Sau dacă nu te-a prins poliția, ți-a făcut o poză din aia scumpă, care o primești acasă. Cel mai urât portret care poți să-l ai și cel mai scump. Că niciun portret nu te costă atâta cât te costă poza respectivă. Și omul a zis, asta e pedeapsă, Dumnezeu mă atenționează, Dumnezeu îmi vorbește. Dar se poate întâmpla în multe feluri. Și Biblia arată că necazul poate să fie o pedeapsă. Dacă omul a păcătuit, e normal ca să primească pedeapsă și atenționare din partea lui Dumnezeu. E normal lucrul ăsta, fraților? E normal lucrul ăsta? Păi se spune că e normal, da? Nu vrem, că ni frică să nu ne vină nouă rândul, ba să ne vină, fraților. Când am păcătuit, Dumnezeu să ne atenționeze, că așa ne trezește. Asta e metoda folosită de Dumnezeu.
Evrei 12, de la 5 la 11. Haideți că poate n-am citit de mult cuvântul acesta. Haideți să-l citim. Atenție, băieți și fete, urmăriți Evrei 12, de la 5 la 11. Dacă aveți Bibliile, le urmăriți. Urmăriți cuvântul dacă nu-l urmăriți pe screen. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine? Pe cine îl iubește? Și bate cu nuiaua, auzi, bate cu nuiaua, pe Dumnezeu nu-l putem da în cort și la Dumnezeu nu-i putem lua copiii forțat, cum face Norvegia. Că ne-a abuzat Dumnezeu. Nu. Dumnezeu bate cu nuiaua. El are dreptul să bată cu nuiaua și nu-l ia nimeni, nu-l ia nimeni la rost. Și nu-i abuz. El bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Întrebarea e, ce vreau eu și ce vrei tu? Să fii lepădat, abandonat sau să primești o nuia și să fii primit? Să spună, băiete, vin acasă, trebuie să-ți dau o nuia, dar vin acasă. Ești cu tata aici, ești copilul meu. Sau pleacă de la mine, nu mai ai loc la adresa asta. Ce prefer mai mult? Așa e că cea mai bună e nuiaua. E bună nuiaua. E de la Dumnezeu nuiaua. Atunci când omul păcătuiește, tineri, frați și surori, chestiile astea nu se predică. Nu se predică în țara asta. Aici lumea crede că poți să faci toate prostiile din lume. Har și har și har și har. Dumnezeu iartă. Noi abuzăm harul lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic. Nu, fraților, Dumnezeu e Tată. Știți la cine nu se întâmplă nimic? La ala care e lepădat. La ala care e lepădat. Ăla pe care lasă Dumnezeu. Ascultă-mă, tinere și frate și soră. Dacă ai păcătuit și n-a venit pedeapsa lui Dumnezeu, e o problemă mare. E o problemă mare. Să-ți pui întrebarea, Doamne, nu-ți lepădat? Doamne, eu trebuia să fiu pedepsit. Ce s-a întâmplat? Unde-i nuiaua ta? În urma păcatului nu m-ai atins, Doamne. Nu cumva m-ai lepădat? Doamne, ai milă de mine, nu vreau să fiu lepădat. Dă-mi o confirmare că m-ai primit. Primești nuiaua ta, Doamne, dar vreau împărăția, vreau mântuirea, vreau veșnicia. Suferiți pedeapsa. Auziți? Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie. Nu fii. Auzi? Dacă nu te pedepsește tata, înseamnă că nu ești a lui. Nu e a lui. Ești altuia. Nu-l interesează de tine. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. O paranteză aici. Trebuie să spun și lucrul ăsta. Copiii și tinerii, când cresc un pic mai mari, se ridică împotriva părinților și spun: a, tati, mami, tu ne-ai pedepsit, tu ne-ai luat de urec, știu eu, ne-ai pus la colț prea mult, tu nu ne-ai pedepsit bine, eu nu așa o să-mi pedepsesc copiii. Știți cum v-au pedepsit părinții? Cum scrie aici? Cum scrie aici? Ei ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Cum a crezut mama și tata că e bine, așa te-a pedepsit. Așa au crezut ei că e bine. Când tu o să crezi că e bine altfel, tu așa o să faci. Cum o să crezi că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Doamne, ajută-ne să primim pedeapsa ta.
Mai zic încă o dată. Doamne, ajută-ne să primim, să acceptăm pedeapsa ta. Când ne pedepsește Dumnezeu, e spre binele nostru, e pentru veșnicia noastră. E un har, că înseamnă că Dumnezeu ne are în evidență, suntem copiii Lui. Nu ne-a abandonat și nu suntem feciori făcuți din curvie, ci suntem înfiați de El, aparținem Lui, suntem trecuți pe numele Lui, slăvit să fie El. Deci necaz înseamnă încercarea credinței, în primul rând. În al doilea rând, înseamnă pedeapsă parentală. În al treilea rând, înseamnă slavă pentru Dumnezeu. Cazul acesta îl găsim în Ioan 9, de la 2 la 3, cu orbul din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Ce necaz mai mare decât să se nască un copil orb? Asta da necaz și încercare pentru o familie. Cine a păcătuit? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Știi că necazul tău poate să fie pentru slava lui Dumnezeu? Că modul în care Dumnezeu rezolvă necazul, aduce soluție pentru necaz, atrage slavă pentru Dumnezeu. Și apoi, necaz înseamnă răsplătire veșnică. Necaz înseamnă răsplătire veșnică. Deci revizuim. Necaz, încercarea credinței. Necaz egal pedeapsă parentală. Necaz egal slavă lui Dumnezeu. Și necaz egal răsplătire veșnică. Și avem două pasaje cu care încheiem mesajul din seara aceasta. 1 Petru 1:7 spune așa. L-am mai citit odată. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Adică modul în care am suferit și am acceptat necazul și încercarea credinței va determina slava pe care o primim la arătarea lui Hristos. Și 2 Corinteni 4:16-18 arată mai clar acest adevăr. Versetele astea îmi plac extraordinar. Ascultați cuvântul. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Încercările noastre ușoare de o clipă, și o văd aici ca un cântar, ca o balanță, e direct proporțional. După cum avem parte de necazuri și încercări prin care trecem cu bine, în fiecare zi Dumnezeu adaugă la partea de răsplătire și la slava și binecuvântarea din veșnicie. Adică cu cât suferi mai mult și mai bine aici, cu atât Dumnezeu pune o greutate mai mare de slavă. Atunci, de ce ne plângem așa de ușor în ziua necazului? De ce nu zicem, Doamne ajută-mă să trec prin el? Doamne ajută-mă să trec prin el. Doamne ajută-mă să fiu biruitor. Doamne ajută-mă să trec examenul de încercare a credinței. Doamne, dacă e o pedeapsă, ajută-mă să o accept. Doamne, dacă e un necaz care aduce slavă ție, ajută-mă să te binecuvintez și să trăiesc și să accept lucrarea sau necazul sau încercarea prin care trec. Aștept ziua izbăvirii în care tu o să-ți arăți slava. Și dacă este un necaz sau o încercare care îmi adaugă la răsplătire, ajută-mă să mă bucur și acum, pentru că în ziua aceea o să mă bucur mai mult. Doamne, ajută-ne!